Hristos s-a făcut om, chemând la pocăință pentru har și pe desfrânare. Suflete, pomenește-te, că s-a deschis ușa împărăției acum. Iar fariseii și vameșii și desfrânații merg mai înainte pocăindu-se. Iubiți credincioși, am dat citire unui scurt fragment, una dintre cântările pe care le-am auzit miercuri seara, citindu-se în canonul cel mare al Sfântului Andrei Cuteanu, canonul pe care l-am sfârșit și noi aici în biserică, și am ales această cântare, sau stihire, sau fragment, pentru că reflectă foarte bine învățătura duhovnicească pentru duminica noastră de astăzi. Ne aflăm în cea de-a cincea duminică a Sfântului și Marelui Post. Ne apropiem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste de sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ne apropiem de acest eveniment și nădăjduim că măcar o mică frântură din bucuria pe care au simțit-o apostolii și femeile mironosițe atunci când au văzut că Hristos a înviat, să se sălășuiască și în sufletele noastre. Dar sunt sigur că această bucurie este umplită de multe griji pe care le avem și de păcatele pe care le săfârșim zilnic și de problemele din familie pe care le lovim. Dar cu toate astea, să nu uităm că ne avem un postul cel mare. Că Hristos, prin Sfinții Apostoli, ne-a oferit răgaz de pocăință. Ne-a oferit prilejul să ne întoarcem spre noi înșine. Să ne reîntâlnim cu sufletul nostru, cel copleșit de păcate, de indiferență și de zgura răutății. Știu că nu recunoaștem cu ușurință acest lucru. De aceea este nevoie de o perioadă de smerenie, de umilință și de post. De post de la mâncare, cel care este primul pas pe care omul îl face înspre Dumnezeu. Este un pas mărunt, chiar dacă nouă mi se pare enorm de greu. Este un pas infim în drumul cel lung și pietros pe care trebuie să-l facem spre a ne întâlni și noi cu Hristos, cel înviat, măcar să vedem o clipită cu ochii minții și să simțim bucuria sa în sufletul nostru. Dar așa cum am spus, ca să-L simțim pe acest Hristos și să pătimim alături de El, trebuie ca și noi să ne asumăm crucea despre care am vorbit acum două săptămâni. Și chiar dacă de multe ori fugim de ea, și chiar dacă de multe ori cădem sub greutatea acestei cruci, fugind de ea și ne vrem să ne asumăm, trebuie ca prin căință și această frântură de post să ne reîntoarcem în fiecare zi, în fiecare seară, în fiecare minut, în fața icoanei lui Hristos, în fața icoanei Maicii Domnului și să repornim drumul. Acest lucru, iubiți credincioși,
l-a făcut Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca. O femeie a contrastelor. O femeie care a pornit viața în desfrâu și și-a sfârșit viața pământească în sfințenie. Și pentru că suntem în Duminica ce este dedicată ei, Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, vreau să vă redau pe scurt câteva dintre momentele cele mai importante din viața acestei femei. Precizez că viața ei a fost consemnată în scris de Sfântul Sofronie, arhiepiscopul Ierusalimului. După o tradiție pe care el a primit-o, deci care s-a perpetuat până la el, vreme de câteva zeci de ani, o tradiție care este însă vie și adevărată. Pentru că Sfântul Sofronie își începe istorisirea vieții Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca tocmai prin această garanție. Nimeni să nu se îndoiască de adevărul celor spuse și scrise de el pentru veșnicie. Pentru că nimeni nu are interesul decât de a se spune adevărul. Și este totodată important să spunem acest adevăr și nu să-l ținem ascuns ca pe o comoară îngropată într-o țară și de care nu beneficiază nimeni. Ei bine, Sfântul Sofronie al Ierusalimului își începe istorisirea vieții Mariei Egipteanca printr-o introducere în care vorbește despre un părinte care se numea Zosima. Acest bărbat, un om foarte cuvios, un om foarte credincios și care se retrage în mănăstire încă din tinerețile sale, fiind ales de Dumnezeu pentru acest fel de viață, intră într-o mănăstire din Palestina. O mănăstire unde petrecerea vieții era foarte aspră. Într-o rugăciune permanentă, în somn puțin, în mâncare foarte puțină și în cât mai multă nevoință. Zosima viețuiește aici mai multe zeci de ani. Și ajungând la o vârstă destul de înaintată, el are parte de o mare binecuvântare de la Dumnezeu. Pentru că se remarcă în fața celorlalți viețuitori ca un om cu viața aleasă, respectat de toți cei care îl cunoșteau, atât cei din mănăstire, cât și cei din afara mănăstirii. Pentru aceea Zosima acesta ajunge renumit și dincolo de zidurile cetății mănăstirii și este căutat de foarte mulți oameni pentru sfat, binecuvântare și rugăciune. Fiind într-o astfel de perioadă a vieții sale, Zosima își pune o întrebare. Se gândește el, oare mai există în altă parte vreun viețuitor sau o mănăstire unde călugării de acolo să fie într-o viață mai înaintată decât cea pe care el a avut-o până la momentul acela? Și răspunsul îl găsește. Pentru că după scurtă vreme, de la momentul când se gândește, când își pune această întrebare, el primește răspuns în adâncul sufletului său. Și un înger îl îndeamnă să meargă la o mănăstire care se află în apropierea râului Iordan. Vorbim așadar despre teritoriul Israelului, despre tărâmul Țării Sfinte, acolo unde Zosima și-a desfășurat
viața și făptuirea sa. În mănăstire, prima dată în Palestina, iar apoi este îndemnat să meargă în această mănăstire de călugări, de pe malul râului Iordan. Pleacă din fosta lui mănăstire și merge și găsește acea mănăstire despre care i s-a spus. Intră, pășește dincolo de zidurile cetății și merge la starețul mănăstirii, care îl primește cu bună cuvință, constatând că este călugăr venit dintr-o altă mănăstire, și îl îndeamnă, dacă dorește, să rămână în acea mănăstire și să viețuiască împreună pentru a da slavă lui Dumnezeu. Zosima cunoaște că este voia lui Dumnezeu să se întâmple aceasta și rămâne în această mănăstire de pe malul râului Iordan. În această mănăstire, pe lângă viețuirea aleasă pe care o aveau călugării, într-un fel chiar mai aspru decât cel pe care îl cunoștea Zosima, așadar, în această mănăstire exista un obicei ca în timpul postului Sfintelor Paști, imediat după ce se încheia Sfânta Liturghie din Duminica I a Postului Mare, aproape toți viețuitorii să iasă din mănăstire și să meargă în pustie, acolo unde fiecare avea să viețuiască după râvna și după puterea sa. Zosima ia cunoștință despre acest obicei și îl respectă și el. Și ajungând în această duminică întâi a Sfântului și Marelui Post, după ce se termină Sfânta Liturghie, împărtășindu-se la oaltă cu toți ceilalți frați viețuitori, își au rămas bun unul de la altul, își au și o mică rezervă de hrană, constând în pâine, care în scurtă vreme avea să se usuce foarte tare, pleacă fiecare într-o direcție necunoscută, fără să urmărească un anumit scop, să ajungă într-o anumită zonă. Și mai mult decât atât, era obiceiul ca în cazul în care doi dintre ei s-ar fi întâlnit în pustie, de îndată să se depărteze unul de altul, pentru a nu se întâlni și pentru a nu lua sub nicio formă legătura unul cu altul. Așadar, acest Zosima iese în pustie și merge, după puterea sa, la vârsta pe care o avea, vreme de 20 de zile, odihnindu-se noaptea, într-adevăr, dar mergând prin acest loc deșertic și stabilindu-și anumite ore de rugăciune. Într-a 20-a zi, ajungând el într-un anumit loc, își pleacă genunchii la rugăciune după rânduiala pe care și-o stabilise. Și după ce se ridică de la rugăciune, vede la o distanță destul de mare o ființă mergând și care lui Zosima i s-a părut că ar fi o nălucă. Deși era la depărtare, a văzut că este o ființă neagră la trup, pentru că era arsă de soare și avea părul alb. Dar nu și-a dat seama dacă este bărbat sau femeie. Și Zosima, fiind curios să afle ce este cu acea persoană, s-a ridicat de la locul de unde stătea și a mers către persoana respectivă, care, simțind că vrea să se apropie de ea, a început să fugă. Însă Zosima, fiind puțin mai iute de picior, a ajuns aproape de acea persoană și când s-a apropiat la o distanță rezonabilă, a strigat către acea persoană să se oprească, să stea de vorbă și să-i spună cine este și ce caută în acel loc. Ființa s-a oprit într-adevăr din spate,
Însă i-a cerut bătrânului să-i arunce o haină cu care să-și acopere trupul, pentru că ea nu mai avea niciun fel de îmbrăcăminte. Și, într-adevăr, Zosima, făcând acest lucru, i-a aruncat haina, iar ființa s-a îmbrăcat și s-a apropiat. Și Zosima, cu foarte multă mirare, a constatat că este o femeie. Această femeie s-a apropiat de el și au intrat într-un dialog. Zosima a fost foarte curios să vadă cine este ea și care a fost viețuirea ei în acele locuri, de când se află, cu ce s-a hrănit și care este motivul pentru care ea a ajuns acolo. Uimirea care l-a cuprins pe Zosima, auzind povestirea vieții acestei femei, a fost nemăsurată. Pe scurt însă, încerc să vă redau ceea ce a povestit această femeie bătrână. În primul rând, se numește Maria și este de loc din Egipt. Își rememorează viața și spune că încă de la vârsta de 12 ani a renunțat la casa părintească, a fugit practic de acolo și și-a ales un stil de viață foarte păcătos, foarte desfrânat. Un stil de viață care era înfierat și în acea epocă, dar și astăzi. Era o femeie ușoară, încă de la o vârstă atât de fragilă. Și povestește femeia că vreme de 17 ani a avut acest fel de viață, cutremurător, și despre care nici măcar ea nu vroia să-și mai amintească și nici să pomenească decât în foarte scurte cuvinte, regretând și plângându-și această viață care a dus-o la prăpastia pierzării sufletești. Însă ea avea să-și dea seama că este într-o prăpastie sufletească, de-abia la vârsta de 29 de ani. Când întâmplându-se să vadă o mulțime de bărbați care mergea către Ierusalim, i-a întrebat pe aceștia unde se duc și dacă nu cumva ar vrea să-i ajute ea. Aceștia au acceptat, însă Maria nu vroia să meargă acolo pentru că era o zi sfântă, fiindcă se apropia sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci pe data de 14 septembrie. Și mulțime de oameni din toate părțile Imperiului Bizantin veneau la Ierusalim pentru a vedea și atinge lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Hristos, care la momentul acela se afla întreagă în Ierusalim. Și Maria vrea să facă acel drum doar din distracție și eventual din curiozitate. Călătorind pe mare, a ajuns într-adevăr la Ierusalim în ziua acelei sărbători. Și mergând alături de toți ceilalți pelerini, a încercat și ea să intre în biserică pentru a se închina și pentru a vedea și ea ce se întâmplă exact la această slujbă. Însă vrând ea să intre în biserică, a simțit că o putere nevăzută se pune stabilă între ea și intrarea în biserică. Și că nu poate să intre, nu poate să calce dincolo de pragul acelei biserici. Prima dată a crezut că îi se pare. A încercat și a doua oară. Însă nici acum n-a reușit și a încercat și a treia oară. Și atunci s-a întărit convingerea că pur și simplu o putere nevăzută o oprește la ușile bisericii. Ieșind afară din pridvor, merge în curtea bisericii și vede în apropiere o icoană a Maicii Domnului. Acela este momentul în care în sufletul Mariei se declanșează o furtună. Pentru că își dă seama pur și simplu care este motivul pentru care ea nu poate să intre în acea biserică.
Motivul era viața ei păcătoasă, viața ei desfrânată. Nu este demnă să calce dincolo de pragul bisericii. Și atunci Maria, căzând în genunchi în fața acelei icoane, i-a cerut Maicii Domnului iertare pentru toată viața ei și a promis că din acel moment, dacă îi va îngădui să intre în biserică și să se închine și ea în fața lemnului Sfintei Cruci, își va schimba cu totul viața. Sfârșindu-și această rugăciune cu lacrimi, Maria se îndreaptă către biserică și intră pe uși fără să mai fie împiedicată de acea putere nevăzută. Intră în biserică, într-adevăr, după care se închină la cinstitul lemn al Sfintei Cruci, rămâne aici pentru a pune o rugăciune smerită și apoi ieșind din biserică, după ce îi cere Maicii Domnului, se arată unde ar fi mai bine pentru ea să meargă. Și ascultă acel lemn care îi spune că trebuie să treacă Iordanul și să se sălășluiască în pustie, așa cum spune Psalmistul David. Maria se îndreaptă către râul Iordan, întârzie o zi în mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, unde se spovedește și primește Sfânta Împărtășanie, iar în ziua următoare trece râul Iordan și se afundă în pustie. Vreme de 47 de ani, Maria, numită egipteană, a viețuit în locurile acestea nestrăbătute de vreo ființă omenească, hrănindu-se la început doar cu o puțină pâine uscată și mai apoi cu verdețurile pe care le găsea din loc în loc în acest loc pustiu. Zosima, așa cum spuneam, este uimit de ceea ce aude și îi propune Mariei să se roage împreună pentru a aduce mulțumire lui Dumnezeu că i-a adus să se întâlnească și să asculte el, bătrânul, povestea vieții acestei femei. Și rugându-se ei amândoi, cu fața la pământ, bătrânul la un moment dat își ridică privirea și o vede pe femeie înălțată ca la un metru de la pământ, în timpul rugăciunii, fiind într-o stare de înălțare duhovnicească și un moment în care trupul nu mai avea aceeași densitate. Așadar, rugăciunea acestei femei era atât de puternică încât Dumnezeu învrednicise de Marta, de darul profeției, de darul cunoașterii celor trecute, fără să fie acolo, și de acest dar al înălțării de la pământ, în timp ce își făcea rugăciunea. Zosima îi cere acestei femei cu umilință să se mai întâlnească și altă dată, pentru că este impresionat de viața ei și de puterea credinței ei și de darurile cu care i-a fost învrednicite. Iar Maria îi spune să se întâlnească în anul următor, rugându-l pe bătrânul preot să-i aducă trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos pentru a se împărtăși. Lucru care avea să se și întâmple, pentru că peste un an, la ziua stabilită între cei doi, ei se întâlnesc de data aceasta mai aproape, pe malul râului Iordan, după ce Maria traversează acest râu, fără barcă, mergând pur și simplu pe apă, din nou spre mirarea cuviosului bătrân. O împărtășește pe cuvioasa maică, după care îi cer din nou ca în anul următor să se întâlnească. Și Maria este de acord ca el să vină din nou în pustie și acolo
să se vadă, să se întâlnească așa cum va îngădui Dumnezeu. În anul următor, Zosima o caută pe această femeie la locul stabilit, dar o găsește deja trecută la cele veșnice. Trupul ei, șezând pe pământ, pur și simplu, și așteptând să fie îngropat. Zosima încearcă să sape o groapă pentru trupul acestei femei, dar nu poate. Și fiind el necăjit pentru acest lucru, se gândește cum ar putea, pentru că nu avea niciun fel de uneltă acolo, într-un loc pustiu. Și ridicându-și privirea, spune Sfântul Sofronie al Ierusalimului, în această viață de sfânt, vede un leu în apropiere, care se apropie smerit și, înclinându-și capul ca într-un salut, vine aproape de trupul Sfintei și sapă aici o groapă care este tot mai potrivită pentru a fi pus trupul Mariei Iuteanca ca într-un mormânt. Povestirea despre viața Sfintei Maria se încheie aici. Însă Zosima se întoarce la mănăstire și Dumnezeu îi îngăduie de-abia acum să vorbească fraților săi din mănăstire despre ceea ce a văzut. Iar această povestire, această relatare despre viața Mariei Egipteanca a fost preluată și repovestită de la un călugăr la altul, până când vestea despre viața ei s-a împânzit în Israel și a fost cunoscută de cât mai mulți. Iar Sofronia Ierusalimului a consemnat-o în scris pentru noi cei de astăzi ca un chip de pocăință. Iubiți credincioși, concluzia acestei zile și a acestei vieți de sfântă este că indiferent cât ar fi de păcătoasă viața noastră, putem să o schimbăm printr-o voință puternică, printr-o credință pe măsură și prin fapte bune. Să ne ajute Dumnezeu ca așa să facem. Amin.